Sfat și rugăciune de la Părintele Paisie Olaru. Să nu crezi tot ce auzi, să nu faci tot ce poți, să nu spui tot ce știi, să nu dai tot ce ai. Domnul Dumnezeu Preamilostivul să vă binecuvânteze. Domnul să vă ajute, Domnul să vă miluiască, Domnul să vă păzească de tot răul, Domnul să vă umple de bucurie duhovnicească. Domnul, ca un bun și iubitor de oameni, să vă ierte de păcate și în ceruri cu drepții să vă primească. Binecuvântează, Doamne, pe robii Tăi aceștia și rugăciunea lor și dragostea lor și credința lor și bucuria lor și smerenia lor și răbdarea lor. Binecuvântează, Doamne, osteneala lor și căsuța lor și pâinea lor și copiii lor
și viața lor și sfârșit bun le dăruiește, iar dincolo un colțișor de rai le dăruiește, că binecuvântat ești în veci. Amin. Când mă rog, mă asculți, de păcate mă ierți, numai tu mă înțelegi, credincios îmi răspuns. Iar sub aripa ta de furtun mă ascunzi, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea prin har să trăiesc. Nici nu pot să exprim cât te doresc. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Doamne, vreau să mă închin și cu inima mea înaintea ta vin, când mă rog, mă ascult, de păcate mă iert, numai tu mă înțelegi, credincios îmi răspunzi. Iar sub aripa ta de furtun mă ascunzi, mâna ta mă atinge și îmi dă libertatea prin har să trăiesc. Nici nu pot să exprim cât te doresc. Îți spune iubire, inima mea, îți dă mulțumire, inima mea, pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea, îți spune iubire, inima mea, îți dă mulțumire, inima mea, pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat. Inima mea îți spune iubire, inima mea îți dă mulțumire, inima mea, pe tine te caută, inima mea, căci tu ești cel mai minunat.